Parlamentul, un membru are o anumită culoare politică, reprezintă cheia de voltă privind recuperarea declarațiilor județului Botoșan. Așa că vă rog frumos să ne oprim aici. Consiliul Județean este suveran. Votează pentru sau împotrivă. Dacă votează pentru acest proiect, atunci urmează să facem o nouă nominalizare. Dacă votează împotrivă, atunci cei care au introdus contestația vor merge mai departe în justiție. E simplu. Sunteți de acord? Vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre de la numărul 5 din ordinea de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Botoșani. Repet încă o dată ca să înțeleagă. Cine votează pentru, votează pentru revocare, după care face... Cine votează împotrivă, trimite cauza în justiție. Cine este pentru? Cu 12 voturi pentru și cu 16 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.